Rămâne până la urmă cea mai la îndemână soluție creșterea taxelor? E, mai soluție, să reduce evaziunea fiscală, dar asta înseamnă să iei niște măsuri concrete care să stimuleze economia, care să încerce să scoată la iveală tot felul de sectoare gri din economie, unde într-adevăr sunt miliarde de euro care pot fi încasate. Păi numai din nefacturare, adică facturile astea electronice pe care toate țările din regiunile le implementează, numai noi nu, se pot scoate undeva la nivel de 20 de miliarde de lei. Ce înseamnă facturare? Că acum, da, într-adevăr, există softuri care generează automat facturi, facturile se trimit pe e-mail. Bănuiesc că nu la așa ceva vă referiți, ci la probabil un sistem care să comunice direct cu ANAF. Facturile care să fie oficial la ANAF, exact. Să fie înregistrate oficial la ANAF și să ANAF în felul ăsta să vadă cum circulă banii în economie și să creeze din acest punct de vedere un mecanism care să identifice zonele gri și concurențiale de sistem, pentru că deja bazele le avem. Cred că peste 90% dintre firme facturează în mod digital cu softurile despre care vorbeam. Practic ar trebui realizată și o conexiune și un soft să existe la ANAF care să centralizeze toate informațiile, pentru că apoi să poată fi verificate foarte ușor datele. Da, și să stimulezi investițiile private, să ajuți mediul privat să creeze lanțuri de producție, pentru că noi ne propunem de pildă să construim autostrăzi, dar noi ne gândim dacă avem producători de bitum, dacă mai avem producători de subansamble care vin în aceste șantiere. Dimpotrivă, noi importăm acum bitum, importăm fier beton, aduce din străinătate lucruri pentru România. Noi ar trebui în asta să investim, în lanțuri de producție care să creeze afaceri pe orizontală. Dacia, de exemplu, este un investitor care atrage 800 de alte companii pe orizontală în economie, care furnizează diverse produse și servicii. Dar Dacia a ajuns să-și facă prima mașină electrică în China. E un exemplu elocvent despre cât de gravă este situația în România și cât de mult trebuie să investim în această reorganizare și retehnologizare a economiei românești. Pentru că dacă rămânem la nivelul actual și banii din PNRR sau din alte fonduri, că sunt până la urmă 80 de miliarde care pot ajunge în România în următoarea perioadă, nu se duc spre economia reală, da, statul pe termen mediu și lung se va trezi că nu va mai avea din ce să încaseze foarte, foarte mulți bani din economie. Această creștere economică se va estompa și vom deveni doar o simplă piață de desfacere pentru produse occidentale. Păi nu suntem deja? Nu suntem deja, domnule Negrescu? Deja suntem. Suntem, dar mai sunt unele sectoare care, din punctul meu de vedere, pot genera creștere economică. Agricultura, iată, în PNR nu se vorbește aproape deloc de agricultură. Industria auto, acolo unde deja nu mai suntem atât de competitivi în condițiile în care trendul internațional e spre zona asta de automobile electrice. Noi nu suntem în această piață. Industria IT&C. Sunt multe domenii. Construcțiile, acolo unde e nevoie de influența statului și de fonduri speciale acordate constructorilor ca să poată să dezvolte, să creeze afaceri pe orizontală. Sunt atât de multe lucruri de făcut în România, încât că 20 de ani de acum încolo am putea să cheltuim bani europeni. Dar numai să existe mecanismele și oamenii deștepți care să facă chestia asta. Asta ne lipsește. Adică e posibil, domnule Adrian Negrescu, să asistăm din nou la un moment similar celui de la începutul anilor 2000, când a venit un premier și a spus: români, este momentul să strângem cureaua? Da, trebuie să facem chestia asta, pentru că nu mai putem continua așa. Sunt atât de multe date care arată faptul că nu mai putem cu această situație să continuăm la nesfârșit, încât nu știu dacă mai e nevoie de un discurs pe zona asta. Cert este că, într-adevăr, trebuie să facem reforme, dar reforme asumate, să cheltuim numai cu cap și spunea profesorul Păun despre stadioane, că în România asta se construiește în momentul de față, stadioane, biserici, și alte investiții schimbate de borduri și peisagistică, că asta văd că se întâmplă în România. Să vedem un cost concret și un plan concret de investiții care să vină cu costuri concrete de expunere a acestor investiții, adică ce ți aduc aceste investiții dacă le pui în practică. Să facem niște lucruri concrete, pentru că altfel, într-adevăr, în 2 ani de zile România va ajunge din nou probabil la mâna femeiului, pentru că eram în pragul de a ajunge la mâna femeiului. Femeiul va veni și va face reformele pe care guvernul de la București nu este capabil să le facă. Acum avem Comisia Europeană care, între ghilimele, ne va impune aceste reforme. Mă tem că nu vom ajunge să facem acest lucru în condițiile în care autoritățile și-au găsit vinovatul de serviciu, vor da tot timpul vina pe cei de la Bruxelles care cer lucruri absurde, având în vedere situația din România, și nu se va întâmpla nimic. Practic vom merge în continuare așa, ne vom împrumuta la nesfârșit și în 3-4 ani de zile probabil o să decontăm cu toții această situație prin taxe mai mari, din ce în ce mai mari, și prin
încetinirea creșterii economice care se va traduce prin necompetitivitate. Taxe mai mari, din ce în ce mai mari, și asta în condițiile în care deja peste 45% din familii au mari probleme în a-și achita facturile la gaze și la lumină. O să discutăm și despre